Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin invențiile lor revoluționare, 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Nicolae Grigorescu. Nicolae Grigorescu se naște în satul Pitaru, județul Dâmbovița, fiind al 6-lea copil al Ruxandrei și al lui Ion Grigorescu. După o timpurie ucenicie în atelierul miniaturistului și pictorului de biserici ceh, Anton Kladek, execută icoane pentru mai multe biserici. În 1856 realizează compoziția istorică Mihai scăpând stindardul, pe care o prezintă domnitorului Barbu Știrbei, împreună cu o petiție prin care solicită un ajutor financiar pentru studii. În toamna anului 1861, tânărul Grigorescu pleacă la Paris, unde intră la școala de Belart, frecventând atelierul lui Sebastien Cornu. Acolo este coleg cu Auguste Renoir. Părăsește însă curând acest atelier și, atras de concepțiile artistice ale școlii de la Barbizon, se stabilește în această localitate, desăvârșindu-și educația picturală prin asimilarea experienței unor artiști ca Jean-François Millet, Camille Corot, Gustave Courbet și Théodore Rousseau. În cadrul expoziției universale de la Paris din 1867, participă cu 7 lucrări. Expune la Salonul Parisian din 1868 tabloul Țigăncușa. Revine de câteva ori în țară și, începând din 1870, participă la expozițiile artiștilor în viață și la cele organizate de Societatea Amicilor Belle Art. În 1877 este chemat să însoțească armata română în calitate de pictor de front, după cum ne spune directorul Casei Memoriale din Câmpina, Dan Rădulescu. Grigorescu a participat activ la războiul de independență, purtat de principate împotriva Imperiului Otoman. Face multe schițe pe care după conflict le transformă în tablouri celebre. Două dintre ele sunt Atacul de la Smârdan și Dorobanțul, portretul soldatului infanterii din acele vremuri. Din 1890 se stabilește în țară, la București, iar ultimii ani din viață îi petrece la Câmpina. Știm despre Nicolae Grigorescu faptul că nu era un personaj tocmai prietenos, deschis și sociabil. La bătrânețe, el însuși mărturisea, după cum își amintește Alexandru Vlahuță, unul dintre primii săi biografi, că pe mine greu să mă scoți din vatra mea, sunt ca un dulău de stână, mârâie când îl mângâi. Nicolae Grigorescu se stinge din viață la 21 iulie 1907 la Câmpina. În atelier, pe șevalet se afla ultima sa lucrare neterminată, Întoarcerea de la Bâlci. V-am prezentat astăzi activitatea pictorului Nicolae Grigorescu în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromânia.ro. Mâine, Radio România Regional vă propune să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.